Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la știri. Sunt Cristina Stamatin și să vedem care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Pâinea s-a scumpit și la Hâncești. Cea mai mare brutărie din raion a ajustat prețurile în medie cu 25-30 de bani la cele mai multe produse de panificație. Dacă uitați, de la 4 a ajuns la 5,27. Apoi, asta e dreptate. Și am mușit 36 de ani. Și copiii n-am. Primăria declară război companiilor de construcție rău intenționate. Municipalitatea anunță că schimbarea destinațiilor de construcție prin corupție, dar și construcția blocurilor în loc de unele proiecte sociale, nu va mai fi tolerată. Sunt multe terenuri care au fost date cu un scop, iar peste ani de zile ne-am trezit cu schimbarea acestui scop și destinația finală a fost modificată cu rea credință. Cea mai progresivă categorie a populației, tinerii, s-a dovedit a fi codașă la capitolul vaccinare. În grupul de vârste 18-24 de ani, cota celor imunizați este de aproximativ 18%. Detalii la știri. Prețuri mai mari au apărut din nou pe panourile din benzinării. Un litru de motorină s-a majorat cu 11 bani și a ajuns să coste în medie 17,16 lei, dar conform ANRE, mâine ne așteaptă alte scumpiri. Șoferii spun că s-au săturat de creșterea prețurilor. Cel mai greu le este celor care fac naveta spre Chișinău din diferite raioane. În fiecare zi trebuie să cheltuiască o sumă tot mai mare pentru combustibil. În ultimele săptămâni, șoferii s-au obișnuit deja cu veștile proaste din benzinării. Dimineața de azi nu a fost o excepție. Un litru de motorină era mai scump la panou cu 11 bani. Printre cei mai afectați sunt posesorii mașinilor scumpe și cu un consum mai mare. Nu cred că e ceva normal, dar așteptăm și noi. Poate să schimba prețurile în jos. Oricum, trebuie să lucrăm mai mult ca să putem supraviețui și trăi normal. Что я могу думать? Все дорожает. Я вижу, из-за границы все дорожает. Наверняка это оттуда идут. Но если у нас бы снизились, наверное, акцизы, я не знаю точно. Я думаю, что бензин должен быть и моторина должна стоить меньше. Clar lucru nu e ok. Adică scumpește, nu e ok. Adică din punct de vedere că salarii rămân la fel, prețurile cresc. Asta e tot. Dar iarăși, cuiva e, la cineva e ok, la cineva nu. Printre cei mai nemulțumiți sunt cei care fac naveta zilnică, de exemplu în Chișinău, din raioanele apropiate. Oamenii nu au încotro, vor cheltui mai mult pentru combustibil, deoarece în sate nu își pot găsi un loc de muncă. Foarte rău afectează lucru. Eu pe zi trebuie minim 150 de lei să vin la lucru. Eu sunt departe, trăiesc și păi vin în oraș, măcar sârdi și leafa. Leafa la sârdi și la sârdi și prețuri. Dar și leafa că s-o pot cumpăra combustibilul este an. Foarte rău. Foarte rău. Dar avem o consumare și nu-i bine ce se întâmplă la noi în Moldova. Eu să-mi minte, mai de mult era și la 15 lei, acum e la 17 lei, acum mă uit. Și mai ales având în vedere că am cunoscuți care lucrează la camioane. Și tot aceeași problemă, chiar și firmele au început să oprească din lucru numai din cauza la creșterea motorinii. Andrei Moisei are doar 18 ani, însă deja este dependent de propria mașină, fără de care nu ar putea ajunge la serviciu. Oamenii care trăiesc mai sus ca noi, după plată, care au bani și n-au grijă de mașină lor, așa pentru dâns o mașină, e un nimic. Lor nu e o problemă să o iei, să-i pun un bac plin și să duc pe drum. Dar noi care lucrăm și ne gândim să reușim să plătim chitanțele pentru casă, să reușim să mâncăm. Poate avem copii, poate avem grijă de dânși. Prețurile pentru motorină vor continua să crească potrivit Agenției Naționale de Reglementare în Energetică. Andrei a stabilit noi prețuri maxime. Mâine motorina va crește cu încă 9 bani, iar litrul va costa 17 lei și 25 de bani. Iar benzina se va ieftini cu un ban la 20 de lei și 69 de bani. Pâinea s-a scumpit și la Hâncești. Cea mai mare brutărie din raion a ajustat prețurile în medie cu 25-30 de bani la cele mai multe produse de panificație. Localnicii spun că unele tipuri de pâine au trecut în ultima perioadă prin mai multe scumpiri. Atunci au dat vina pe recolta proastă de anul trecut. Astăzi însă oamenii nu înțeleg de ce continuă să se scumpească cel mai solicitat produs, odată ce în țară se atestă o recoltă bună de grâne. Ei dau vina pe funcționari și îi acuză că nu fac nimic pentru a stopa scumpirile în lanț. 4,25, am uit 4,50. Stăpânul nostru nu se ridică mai. Dacă de asta. Asta au fost 4,75.
La magazinele din satul Fârlădeni, raionul Hâncești, se vând 4 tipuri de pâine de la o brutărie din raion. Pentru 3 produse prețul a fost majorat. Cumpărătorii se plâng că dau ultimii bănuți pentru a-și putea pune o bucată de pâine pe masă. Iată, eu pâine de tărâță și era 4 lei, pe urmă era 4,25, pe urmă 4,50, dar mă deam 5,27. Ia uitați-vă, de la 4 a ajuns la 5,27. Apoi, asta e dreptate. Și am ușit 36 de ani am ușit. Și copcii n-am. Cumpără sărași, ce o să fac? Trebuie să mănânce. Pâinea e sată omului, n-are și altceva mânca. Dacă nu-i pâine, se fac omul. E cum este, scumpă, dar o e. Pentru bătrâni e greu, într-adevăr, care la piese e greu. Săracul vine și numără bănuței. Oamenii spun că aceste scumpiri calificate nesemnificative de guvernanți reprezintă o povară pentru bugetele familiilor. 50 de la unele bani, produse. La unele produse care a dus la discuții disproporționat de mari. Fiecare bană e important, așa că cred că nu știu cum să vă explic. E trist ca tare așa, mai ales să reșim din situația pe care noi acum o avem. Pentru cineva e mult, pentru cineva nu este mult, dar oricum, sunt oameni care cu adevărat au nevoie chiar și de ăștia 50 de bani. Dacă aș fi o pâine pe lună, da, dar dacă sunt vă 2-3 în familie, mai ai un câine lângă casă și iei vă 2-3 pâini, de acum e un leu și ceva. Este diferență, eu cred că. Noi suntem doi, eu și soția, și am 4 câini, undeva la 2 până într-o 3. Într-un an cu o recoltă bogată de cereale, oamenii așteptau o ieftinire a produselor de panificație. Acum ei nu înțeleg motivul scumpirilor. Pentru noi e mult și anul ăsta. Am trecut, nu s-a făcut pâinea, anul ăsta s-a făcut și de aceea așa s-a scumpit ideea. S-a scumpit pâinea, dar de ce s-a scumpit pâinea? Dacă s-a făcut grâu așa de frumos, toată pâinea s-a făcut, în loc să o ieftinească, dar ei au scuchit, curat nu se zbate joc de norodul ăsta, zbate joc de bărăriți și bătrâni și toți mâșeți sărmanii și nu-ți ajunge o pensie amititică, dar de aici ei e scunchez toate cele și tu n-ai cu și... N-ai cu și trăi. Hai că am trecut, nu a fost pânică, nu a fost. Dar anul ăsta este pâine. De ce o scumpesc anul ăsta? De ce nu o scumpit un an? De ce amuia o scumpesc? Pentru a face economii din puținul pe care îl au, locuitorii de la sate spun că vor reveni la copturile de casă așa cum o făceau pe timpuri. Reieșind din produsele agricole care sunt acum, da, și din rezultatele agriculturii care sunt din anul ăsta, presupun că majoritatea oamenilor, dacă o să aibă făină sau o să-și poată cumpăra niște grâni ca să-și facă făină, presupun că asta și o să facă, o să înceapă acasă. Nu știu oamenii de la oraș ce vor face. Locuitorii de la sate consideră că autoritățile sunt obligate să intervină pentru a stopa scumpirile măcar în anii cu recoltă bună. Aici de la conducere din Ovieț, că îi trebuie să iei măsuri. Da, și așa de acolo își primesc o sumă de bani, dar noi cu 1000 de lei pe lună și vrei să o iei o pâine, nu poți să o iei. Ajungi la lună, tu rămâi, nu trebuie să șezi din capic în capic să grămădești ca să ajungi până la lună să-ți iei banii. Pun neamurile la conducere câte 27 de mii străiască. El trăiește, dar noi și trăim cu 1500, din trăiește trebuie să trăiești. O lună de zile, ca să le întinzi așa, ia ca pe ață, să le... Asta ia. Uneori și-ți fără pâine, că n-ai pâine în casă. N-ai pe ce lua. 5 lei o scumpită amonia. Chiar tot s-a prostit. Săptămâna trecută, premierul a lăsat să se înțeleagă că guvernul nu va interveni pe piața de panificație pentru a tempera scumpirile. Guvernul poate interveni doar în anumite modalități, până la urmă este prețul de piață. În ultimele săptămâni au anunțat despre ajustarea prețurilor pentru produsele de panificație brutăriile din Bălți, Soroca și Căușeni. Producătorii au declarat că sunt nevoiți să recurgă la majorări din cauza cheltuielilor mai mari suportate în timpul procesului de producere. Toată fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor a cerut audieri parlamentare la acest subiect, declarând că în acest an nu există premise pentru ridicarea costului pentru produsele de panificație. Cererea a fost respinsă de majoritatea PAS. Timpul se răcește simțitor, iar gospodarii sunt la mare căutare de lemne de foc, cărbune și peleți. De pe calea Basarabiei, un metru ster de lemne de foc tari costă în medie 800 de lei. Totuși, cei care doresc să facă economii de până la 30% pot cumpăra lemne de foc direct din pădure, acolo unde întreprinderile silvice vând materia primă la un preț angro.
Odată cu răcirea vremii, oamenii se grăbesc să-și umple șoproanele și depozitele cu lemne pentru foc. Costul variază în funcție de copaci. Cel mai scump este stejarul, carpenul și arțarul. Pe străzile capitalei sau pe drumurile din țară, lemnul vândut și cu 800 de lei pentru un metru ster. În ocoalele silvice, acesta este vândut însă la un preț mai mic, iar cererea de pe acum este mare. Solicitările de mult începe, cum apare sezonul rece, solicitările să fie noi. Avem, transportăm și câte 100, câte 200 scadometri de metri steri pe zi. S-au rămas și de anul trecut 2020, 2019, 2021, cam noi lucrăm cu un preț 600 de lei pentru un metru ster de lemn de foc tare. Asta stejar, carpen, arțar. Pentru lemnele de foc moi, prețul la 300 de lei. Mai aproape de iarnă, prețul lemnelor de foc ar putea crește. Un motiv ar fi scumpirea carburanților. E posibil la planificarea din anul 2022, pentru că este parchete, amuia noi delimităm parchet pentru anul 2022, și e clar că venitul și cheltuielile sunt și mai mari și ar trebui să facem și venituri mai mari, să putem acoperi măcar lucrul și producția asta care o pregătim noi. Și ar putea să fie scumpiri, dar cred că nu, considerabil nu, acolo la 10-15%. Locuitorii satelor spun că au făcut economii tot anul ca să poată cumpăra lemne pentru iarnă. Apoi pe lemne numai 10.000. Dar cât ați cumpărat? 10 scladometri, dacă e 800 scladometru. Vă bate la buzunar după pensia? Ei, și vorbiți după iesul cotiz de 1.500 pensia și trebuie să nu mâncăm nică și să strângem, dar de unde strângi? Trebuie un an de zile strângi pentru o mașină de lemne. Ați cumpărat lemne, cărbuni pentru iarnă? Lemne pentru iarnă. Cât ați dat? Cât ați cumpărat? 600 la lesfos strășeni. 6.000 pe 10 metri plus transportatul acasă, încă 2.000. Clar că bate la buzunar tot. Am început a face focul și sara o lecuțică, că ziua spate și așa fără foc. Ați cumpărat acum lemne sau aveți de anul trecut? Rămasă din anul trecut, încă n-am cumpărat. Planificați, luați lemne, cărbune, ați văzut prețurile? Am văzut prețurile, sunt foarte mari, sunt foarte cu jele. Așa cum în timpul de față, noi pusem gazul. Și gazul se zice că o să scumpească. Da. Și lemnele scumpe. Și 800, adică așa, 700. În piețele din capitală, cărbunii sunt vânduți cu cel mult 5.000 de lei pentru tonă. Costul peleților este de până la 3.000 de lei. Conducerea țării trebuie în mod de urgență să poarte negocieri cu omologii din Federația Rusă pentru a putea obține un contract avantajos de livrare a gazelor naturale din partea Gazprom. În această părere este expertul în domeniul energetic, Sergiu Ungureanu, care critică ignoranța de care tătovată guvernarea actuală în raport cu o problemă atât de importantă precum este prețul la gazele naturale. Ungureanu a adus exemplul Ungariei, care în pofida unei crize fără precedent pe piața energetică europeană a reușit să negocieze cu Rusia un contract pe 15 ani la un preț mai bun decât acum. Săptămâna aceasta, prețul spot la gazele naturale pe piața europeană a ajuns la 1.000 de dolari pentru 1.000 de metri cubi. Este cel mai mare preț din istorie, iar majoritatea țărilor europene privesc cu îngrijorare și frică spre sezonul rece. Pe de altă parte, Ungaria, stat membru al Uniunii Europene, se va bucura de un preț chiar mai bun decât anul trecut. Acest lucru a fost posibil datorită unui nou contract negociat la nivel înalt între Budapesta și Moscova. Potrivit documentului semnat luni, Ungaria va cumpăra în fiecare an de la Gazprom o cantitate de 4,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale timp de cel puțin 10 ani. Furnizorul rus va livra gazul către Ungarie la un preț mai avantajos, a anunțat ministrul maghiar de externe, Peter Szijjártó. Prețul este semnificativ mai mic decât cel plătit până acum, fiind bazat pe un acord bilateral semnat în 1995 și va contribui la păstrarea reducerilor de prețuri la utilități, iar consumatorii ungari vor continua să plătească unele din cele mai scăzute prețuri din Uniunea Europeană. Exemplul Ungariei arată că până și statele membre ale Uniunii Europene pot obține condiții economice avantajoase cu Rusia dacă promovează un dialog echilibrat cu partenerii strategici. Acest lucru l-a remarcat expertul în domeniul energetic, Sergiu Ungureanu. Iată, vedem alt exemplu, precum Ungaria, care este o țară, bine mersi, a Uniunii Europene, care a negociat cu Gazpromul, cu Federația Rusă, un preț, un contract mai bun pentru următorii ani. Este posibil. Și chiar și dacă țara este parte a Uniunii Europene, din punct de vedere economic, dacă contractul acesta este avantajos și aduce beneficii economice, atunci trebuie să uităm de anumite supărări, frustrări.
În opinia lui Ungureanu, conducerea Republicii Moldova, dacă ar ține la interesul național și ar dori să protejeze populația de scumpirile uriașe care sunt prognozate de experți, trebuie obligatoriu să inițieze un dialog constructiv cu Moscova. La nivel de conducere a țării ar trebui să existe o abordare pragmatică, o abordare tehnocrată, dacă vreți, ca să depășim această situație și să ajungem pentru binele tuturor, pentru că avem o societate care nu este atât de foarte strict orientată sau spre vest sau spre est. Deci trebuie să ținem cont de părerile tuturor oamenilor și asta este și normal, ca cât mai mulți oameni se simtă normal în țara asta, inclusiv din punct de vedere economic. Dacă vom ajunge la o înțelegere cu Federația Rusă și nu vom avea prețuri de 450 sau 550 dolari pe 1000 de metri cubi, și un pic mai bune atunci, cred că tuturor le va fi mai bine. Președintele Moldova Gaz, Vadim Ceban, a declarat recent că prețul pentru consumatori ar putea crește în pragul iernii de la 4 la 6 lei pentru un metru cub de gaze naturale. Președintele Maia Sandu a refuzat să discute acest aspect cu reprezentanții conducerii Federației Ruse. Singura ei vizită externă în ultimele săptămâni a fost în Statele Unite la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, unde a vorbit despre beneficiile democrației. Vicepreședintele Parlamentului Vlad Bătrâncea, vicepreședintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei împreună cu deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor Adel Răileanu s-au întâlnit la Strasburg cu șefii delegațiilor parlamentare ale Ungariei și Turciei la APCE. La întrevederea cu Zsolt Nemec, șef al delegației Ungariei la APCE, s-a discutat despre necesitatea aprofundării relațiilor parlamentare moldo-ungare. De asemenea, s-au pus în discuție ultimele acțiuni îngrijorătoare ale guvernării de la Chișinău, care impune control politic asupra instituțiilor statului și intenționează să-și subordoneze politic justiția. Părțile au evidențiat importanța respectării statutului de drept, în mod special în condițiile în care Republica Moldova continuă să fie în proces de monitorizare din partea Consiliului Europei. Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au vorbit despre accelerarea relațiilor pe linie parlamentară și cu Yıldız Ahmet, șef al delegației la APCE din partea Turciei. Un aspect aparte al dialogului a fost despre dezvoltarea schimburilor comerciale între țările noastre și atragerea investițiilor turce în economia moldovenească. Vicepreședintele Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, deputatul socialist Vasile Bolea, a anunțat că a depus interpelări la mai multe instituții ale statului pentru a clarifica cazul implicării deputatului Partidului Acțiune și Solidaritate, Oleg Canațui, care face afaceri în baza pașaportului diplomatic și transportă ilegal țigări în România. Demersurile au fost adresate Serviciului de Informații și Securitate, Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră. Socialistul Vasile Bolea a informat că, potrivit datelor oficiale, deputatul PAS Oleg Canațui deține mai multe microbuze care transportă coletele moldovenilor în țările Uniunii Europene. Săptămâna trecută, parlamentarul a traversat frontiera de stat la volanul unui microbuz care îi aparține. Acesta s-a folosit de pașaportul diplomatic pentru a trece unitatea de transport pe Coridorul Verde, fără un control vamal prealabil din partea autorităților moldovenești. În schimb, verificările au fost efectuate de polițiștii de frontieră și vameșii români care au depistat asupra parlamentarului țigări peste cantitatea admisă pentru transportare transfrontalieră. Sunt mai multe întrebări vis-a-vis de activitatea organelor de control din Republica Moldova. De ce s-a permis trecerea unui microbuz cu colete pe Coridorul Verde? Aceste persoane au venit în campanie electorală cu un mesaj puternic de luptă împotriva corupției, cu un mesaj puternic de integritate în rândurile funcționarilor de stat și a deputaților, și aceste mesaje, de fapt, ca și rezultat, noi vedem, s-au sculpat în ele, iar persoanele care două luni de când au intrat în funcția de deputat se ocupă cu niște lucruri care nu sunt demne pentru o persoană cu funcție înaltă în acest stat. La toate întrebările deputatului Blocului Comuniștilor și Socialiștilor urmează să răspundă instituțiile de control și securitate din țară. Vasile Bolea insistă că acest caz a afectat grav imaginea Parlamentului și a Republicii Moldova pe plan internațional, iar tăcerea conducerii partidului de guvernământ este condamnabilă. Este un eveniment care a bulversat întreaga societate. Noi nu vedem până în prezent reacții din partea Partidul Acțiunii Solidaritate, ori contrabandă cu țigări care se face de către un deputat utilizând pașaportul diplomatic, acest lucru este ieșit din comun.
Și ar trebui să existe o reacție din partea oamenilor buni, o reacție de condamnare, iar întreaga societate așteaptă cerere de demisie din partea acestei persoane care a devenit deputat. Contactați de primul în Moldova deputatul PAS menționat, dar și responsabilii din cadrul partidului de guvernământ nu au răspuns până la momentul difuzării știrii la telefon pentru un comentariu. În același timp, vicepreședintele Comisiei Juridice Numiri și Imunități, Vasile Bolea, susține că Poliția de Frontieră trebuie să vină cu mai multe explicații legate de acest caz, în special de câte ori a traversat granița de stat microbuzul din proprietatea deputatului Canațui și ce s-a întâmplat cu unitatea de transport stopată de autoritățile române. O sintagmă din ultima decizie a Comisiei Naționale pentru Sănătate Publică ar putea lipsi mai multe localuri de o bună parte din venituri. Avertizarea vine din partea Asociației Naționale a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement din Republica Moldova, care susține că obligarea oaspeților să prezinte la intrarea în local dovada că nu sunt infectați cu virusul COVID-19 va lipsi unitățile alimentare cu serviciu la pachet sau autoservice de un procent considerabil din câștig. Reprezentanții Horeca cer autorități să-și revadă de urgență decizia. Asociația MER susține că ultima decizie a Comisiei în Sănătate Publică, ce va intra în vigoare din 1 octombrie, permite unităților de alimentație publică să-și organizeze activitatea la capacitate maximă în spațiile deschise, însă în localuri vor fi active doar 50% din locurile disponibile, iar clienții vor prezenta la intrarea în unitate certificatul COVID-19. Potrivit asociației, această prevedere lasă loc de interpretare. Unitățile de alimentație publică de tip fast food, pe lângă prepararea și servirea rapidă a bucatelor, fie în interiorul, fie în exteriorul unității, sunt arhicunoscute pentru procurarea produselor la pachet. Procesul de comandare și achitare are loc la casa de marcaj, ce se află în interiorul unității. Ținem să menționăm că 30% din vânzările acestor unități au loc la pachet. În acest caz, limităm 30% din afacere doar prin simpla sintagmă la intrarea în unitate, se menționează într-o adresare a Asociației MER către Comisia de Sănătate Publică. O altă categorie de localuri care va avea de suferit în urma aplicării acestor prevederi sunt cantinele cu autodeservire. Deși clienții pot lua loc la o masă afară, ei trebuie să intre în interior pentru a-și alege bucatele, deoarece aceste unități comerciale nu dispun de ospătare. În acest caz, potrivit hotărârii CNESP, o persoană care nu deține certificat COVID nu poate intra în unitate pentru a procura produse și a lua loc chiar la terasa unității, unde este permisă activitatea fără restricții de certificare, observă reprezentanții Horeca. Și localurile cu servire clasică vor fi puse în dificultate de restricțiile menționate în decizia Comisiei, declară Asociația MER. Spațiile exterioare, precum terasele, dețin grupurile sanitare în interiorul unităților de alimentație publică. Frecventarea grupurilor sanitare de către oaspeți, de asemenea, este restricționată prin sintagma la intrare în unitate, se mai menționează în adresarea Asociației MER. În această ordine de idei, Asociația Națională a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement din Republica Moldova cere Comisiei Naționale de Sănătate Publică să-și revadă de urgență hotărârea și să menționeze expres că certificatele COVID sau dovada că oaspetele nu este infectat se prezintă doar de clienții de servici în interiorul localurilor. Restricțiile impuse de autorități, inclusiv obligativitatea vaccinării și efectuarea testelor pentru depistarea coronavirusului din banii proprii, a dus la scăderea încrederii populației în vaccinuri. Constatarea le aparține deputaților din opoziție, care susțin că în doar o lună numărul celor imunizați a scăzut de aproape 2 ori. Pe de altă parte, ministrul sănătății Alana Merencu a declarat că rata vaccinării este în scădere nu doar în țara noastră, ci și în statele vecine. Odată cu lansarea campaniei de vaccinare în țara noastră, oamenii erau motivați să se imunizeze pentru a contribui la combaterea virusului COVID-19. Acest lucru putea fi observat în timpul organizării maratoanelor, când oamenii formau cozi imense pentru a reuși să-și administreze preparatul dorit. De cât timp stați oră? De la ora 4. Cam COVID. Dar de ce ați venit așa de vreme? Nu așteptați că am fi pangat. Știu că tare multă lume vrea Sputnik. De ce mă vă pușteți ecrană? Как говорят, раньше сядешь, раньше выйдешь. Noua guvernare a renunțat la organizarea maratoanelor, încât susțin că nu sunt atât de eficiente, iar la punctele de vaccinare fluxul celor care vin să se imunizeze a scăzut simțitor. Deputatul Vladimir Odnostalco susține că se întâmplă din cauza restricțiilor impuse de autorități. Начали запрещать, вы помните, посещать рабочее место учителям, более того, обязали их тратить деньги на тест каждые 2 недели. Более того, это касается не только учителей, но абсолютно всех госслужащих в обязательном порядке и рекомендовали одновременно частным предприятиям, частному сектору
поступать так же. Те меры, которые предприняло правительство в первый месяц своей работы, они ухудшили ситуацию. Почти в два раза уменьшилось количество вакцинированных. Это говорит о том, что менеджмент полностью провалился. О том, что методология заставить, запугать, ограничить, заставить оплатить, не дает результатов. Potrivit statisticilor, în perioada 6 iulie 5 august s-au vaccinat peste 335.000 de oameni, în timp ce în perioada 6 august 5 septembrie, de când a fost schimbată guvernarea, numărul celor imunizați a fost de doar 148.690. Solicitată să comenteze eșecul campaniei de vaccinare, ministrul Sănătății Alana Merencu a declarat că rata este în scădere în mai multe țări din regiune. Scade nu doar în Republica Moldova, după cum vedeți, în regiune, țările din jurul nostru, de asemenea România, care a început, de fapt, campania de vaccinare cu niște pași imensi, eram impresionați atunci. Acum au atins o limită, după care deja lucrurile merg mai lent. Aceasta înseamnă că primii s-au vaccinat cei care recunosc vaccinarea ca o măsură de protecție sigură. După aia au început să vină mai încet la centrele de vaccinare persoanele care mai aveau careva întrebări și căutau răspunsuri. La momentul de față deja depinde de sigur și de acțiunile noastre. Trebuie să facem un efort să ajungem la fiecare om cu această informație. Нужно искать методы, нужно искать подходы. Ведь мы убеждали людей. Ребята, вакцинируйтесь. Вот, пожалуйста, бесплатная вакцина. Не хотели вакцинироваться одной вакциной. Привезли другую. Мы же марафоны устраивали. У нас были марафоны в Дворце Республики. Марафоны были по республике в районных центрах. Сейчас отказались от этой практики. И что министр сказал? О том, что это невыгодно. Слишком много затрат на это. Până acum în țara noastră au fost imunizați cu prima doză 23,7% din populație, iar cu schema completă 22,55%. Cea mai progresivă categorie a populației, tinerii, s-a dovedit a fi codașă la capitolul vaccinare. În grupul de vârstă 18-24 de ani, cota celor imunizați este de aproximativ 18%. Autoritățile care recunosc eșecul campaniei de vaccinare au decis să înceapă activitățile de convingere, anume printre tineri, făcând apel la rațiunea acestora. Pentru comoditatea studenților, punctele mobile de vaccinare vor fi amenajate la 4 cele mai mari universități din țară. Însă, cabinetele de imunizare au rămas goale chiar și după evenimentul de lansare a campaniei de informare. Prezent la evenimentul de lansare a campaniei de informare despre beneficiile vaccinului anticovid, Pune umărul, vaccinează-te, ministrul Sănătății Alana Merencu crede că procentul mic de imunizare printre studenți este din cauza scepticismului tinerilor. Rămân sceptici probabil și din cauza faptului că sunt tineri și atunci când ești tânăr, ți se pare că nu există careva pericole care ți-ar pune, eu știu, starea ta de sănătate sau chiar viața în pericol. Nu doar că rămân sub risc, riscul a crescut. Riscul s-a majorat deoarece forma pe care o avem acum, frecvent întâlnită în marea majoritate a țărilor, Delta, în primul rând are o transmisie mult mai rapidă și, doi, afectează mult mai mult grupurile de vârstă tânără. Și vedem și noi acum în statistica din spitale că majoritar, spre deosebire de ceea ce se întâmpla anul trecut, majoritar sunt tineri, inclusiv printre datele pe care le aducem la cunoștință despre deces, inclusiv persoane de 35, 40, 45 de ani, care, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, se referă la categoria de tineri. Organizațiile internaționale au stabilit o sarcină foarte exactă pentru autoritățile moldovenești, dând drept exemplu experiența altor țări. 28 de țări au raportat că mai mult de 70% din populația țării lor sunt vaccinați cu vaccin anti-COVID-19. Și asta permite să se întoarcă la normalitate. Țara noastră, Republica Moldova, s-a aliniat la obiectivele globale, ca până la sfârșitul anului acesta, 40% din populația Republicii Moldova să fie vaccinată și protejată de acest virus. Iar până la mijlocul anului viitor, 70% din populație să fie protejată. Pune umărul, vaccinează-te este sloganul campaniei adresat în special părții active a societății. Contextul este dublu, îți protejezi propria sănătate și salvezi comunitatea într-un fel. De astfel de campanii de sensibilizare a fost nevoie, se pare, și în instituțiile de învățământ. Pentru că, de exemplu, la Academia de Studii Economice, așa numitul prag de siguranță nu a fost deocamdată atins, nici măcar în rândul profesorilor. Spre regret, în instituția pe care o conduc, procentul celor vaccinați deja complet este mai mare decât mediul pe țară, constituie circa 55% din totalul profesorilor.
dar aceasta nu este suficient de mult pentru a zice că avem deja un mediu sigur și putem să ne continuăm activitățile în regim obișnuit. Dar cel mai bun exemplu este cel al studenților de la medicină, cei care înțeleg mult mai bine decât alții care e esența unui vaccin și respectiv care nu cred în toate miturile antivaccinare. Respectiv, tinerii în halate albe au fost printre primii din Moldova care s-au imunizat împotriva coronavirusului. Rata de vaccinare în cadrul universității este de peste 91%. Cred în vaccin pentru că a salvat multe vieți. De decenii vaccinurile salvează vieți și astăzi este singura metodă ca să ieșim din acest impas. Cred că cel mai important mesaj este că noi singuri suntem tineri și noi singuri suntem vaccinați și încercăm să le demonstrăm că deja avem jumătate de an vaccinat și unele stereotipuri care trebuiau să apară sau informații false deja trebuiau să ne atingă, dar noi suntem bine mersi. Noi activăm chiar în cadrul spitalelor cu profil COVID, ne simțim mult mai în siguranță și asta ne dă o siguranță de a ne întâlni cu persoanele dragi. În cadrul campaniei lansate astăzi, până la sfârșitul săptămânii, studenților li se oferă posibilitatea să se imunizeze cu unul dintre toate vaccinurile disponibile astăzi în Moldova, direct în instituția de învățământ. Echipele mobile se vor afla în principalele universități din țară, la USM, Universitatea Tehnică și la Universitatea Pedagogică. La ASEM nu e nevoie de echipe mobile, deoarece acolo se află cel mai mare centru de vaccinare din țară. Astăzi acesta era pustiu, deși în jur erau foarte mulți studenți. Spun că nu se grăbesc să-și facă injecția. Nu m-am vaccinat deocamdată, dar nici nu prea tare aș dori, din motivul că nu simt nevoie. Am fost bolnavă, am fost infectată de COVID, însă am trecut foarte ușor. Mulți dintre cei care totuși s-au vaccinat au făcut-o în scopuri practice. M-am vaccinat doar pentru a putea trece ușor psihotare. Respect psihotare, trebuie mereu test să faci, să vii, trebuie să stai în carantină și asta puțin problematic. Și doar o mică categorie dintre cei care au fost vaccinați împotriva coronavirusului au făcut acest lucru din dorința de a se proteja pe ei și pe cei din jur. Eu am făcut totuși alegerea să mă vaccinez și susțin că de la naștere toți suntem supuși unor vaccini și nu văd nicio diferență între vaccinele de la născare și asta. Adică este o simplă vaccină pentru protecția societății. Până acum în Moldova au primit schema completă de vaccinare aproximativ 27% din populație. În ultimele 7 zile, cele mai multe solicitări pentru asistența medicală de urgență au venit de la bolnavii cu infecții respiratorii. În total, săptămâna trecută, ambulanța a deservit 16.870 de locuitori ai țării aflați în dificultate. Potrivit datelor prezentate de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, din numărul total de solicitări, 5.214 le-au reprezentat urgențele respiratorii, în aproximativ 1.300 de cazuri fiind vorba despre copii. Urgențele cardiovasculare au constituit 2.878 de solicitări, printre care 49 de infarcte miocardice, urmate de urgențele neurologice, 1.973 de cazuri. Totodată, 1.121 de persoane cu diverse traumatisme au beneficiat de primul ajutor medical la etapa de prespital. În perioada 20-26 septembrie, echipele de asistență medicală de urgență au fost solicitate și în cazul a 54 de accidente rutiere, în urma cărora au avut de suferit 59 de persoane, printre care 6 copii. La serviciul de urgență au mai apelat 174 de persoane cu maladii infecțioase, 43 cu intoxicații, printre care 15 cu medicamente și 7 cu alcool. Potrivit datelor oficiale, 35% din numărul total de persoane care au solicitat ambulanța și au beneficiat de asistență medicală urgentă prespitalicească au fost ulterior internați pentru a continua tratamentul în condiții de staționar. Primăria declară război constructorilor de rea credință. Municipalitatea afirmă că schimbarea destinațiilor de construcție prin corupție, dar și construcția blocurilor în loc de anumite proiecte sociale, nu va mai fi tolerată. Doar dezvoltatorii care vor respecta legea vor avea dreptul să muncească. Toate problemele din domeniul construcțiilor au fost discutate astăzi într-o ședință la care a participat și primarul Ion Ceban. Primarul capitalei susține că din moment ce a preluat mandatul, a constatat că domeniul construcțiilor este unul putred și plin de probleme. Ne-am pomenit cu litigii, cu terenuri privatizate pe spații verzi, în curțile blocurilor locuit, terenuri de joacă. Sunt multe terenuri care au fost date cu un scop, iar peste ani de zile ne-am trezit cu schimbarea acestui scop și destinația finală a fost modificată cu rea credință. Se dădeau loturi cu nemiluită. Sunt cazuri, aduc aminte, 19 mai 2015, când sute de terenuri s-au dat pur și simplu la pachet.
Ion Ceban spune că astfel de ilegalități nu mai au loc în cadrul instituțiilor subordonate primăriei Chișinău. Mai mult de 10 de terenuri au fost restituite în proprietatea municipiului, spune primarul. Aceste toate lucruri au fost înstrăinate anterior cu mari semne de întrebare. S-a încercat a obliga primăria municipiului Chișinău și a înlocui primarul, arhitectul șef, concomitent cu șeful direcției arhitectură, Consiliul Municipal Chișinău de a elibera acte permisive. Ceea ce este absolut inadmisibil. Edilul Capitalei susține că în prezent responsabilii din arhitectură ai primăriei Chișinău au stabilit 25 de construcții problematice. Burebista 22, Valea Trandafirilor 4. Blocuri construite în lipsa actelor permisive, nou nivel. Piața Cantimir. Urma să fie construită o parcare acolo. Ce este acolo, noi cu toții cunoaștem. Blocuri fără elementar o infrastructură pentru managementul deșeurilor, fără urne de gunoi. Sunt construite clădiri fără parcări, deși este normativul prevăzut acolo foarte clar. Faptul că se construiesc blocuri fără infrastructură socială atenționează și locuitorii capitalei. Totodată, oamenii se îndoiesc și în calitatea lucrărilor și materialelor de construcții folosite de companii. Eu nu am să procur un bloc nou apartament, pentru că nu este infrastructură și nu am încredere în ceea cum se construiește. Respectați, vă rog, locatarii acestui oraș, pentru că ei iau credite, ei vă procură produsul. În același timp, majoritatea companiilor de construcție spun că sunt de acord să conlucreze cu primăria și locuitorii pentru a realiza proiecte de succes. Nu să vină cineva care pe dedesubturi și știm ce se întâmpla în primărie, dar Doamne, acum să nu se întâmple lucrurile cele care se întâmplau și se semnau diferite documente și îi afectau și pe alții. Noi avem de gând ca tot să respecte regulile de joc. Totuși există și unele firme indignate de noile mecanisme din domeniul construcțiilor care urmează să fie realizate de primărie. Ramura construcțiilor este pe locul 3 la capitolul impozit pe venit achitate. Salariul mediu în construcție este de circa 8.000 lei. Aceste cifre nu sunt doar date statistice. Ele arată locul și rolul constructorilor în economie și impun un respect din partea autorităților. Primarul Capitalei a declarat că este implicat în modificarea legislației privind Regulamentul General de Urbanism. Totodată este elaborat Planul Urbanistic General și Strategia de Dezvoltare Social-Economică și Spațială a Municipiului Chișinău. Deja la sfârșitul anului, actele permisive în construcții se vor emite automatizat. Municipalitatea a realizat acest proces ca fiecare persoană să poată vedea ce construcție și la ce etapă se află, spune Ion Ceban. Vom solicita ca poate o dată între aceste consilii, să presupunem, avem o dată la 3 luni platforma în formatul ăsta iar, o să vină împretură viceprimarul de ramură, al doilea viceprimar de ramură, direcția arhitectură, cei de la funceară, direcția juridică, aveți întrebări pe dosare, care vi se pare că ar putea să stea undeva în primărie, și o să le discutați. Menționăm că recent primarul Ion Ceban a anunțat un moratoriu pentru orice construcție în zona istorică a orașului până în 1 aprilie din cauza nerespectării regulilor de construcție de către companii. Doamnelor, domnilor, aici încheiem știrilor. E 18. Nu uitați, la ora 21 începe buletinul în limba rusă. Să aveți o seară liniștită. La revedere!